Beze la dragi prieteni, Beze Live Premium, ne reîntâlnim în direct aici alături de noi, cea dreaptă cu ajutorul tehnologiei, nimeni altul decât Călin Georgescu. Într-un dialog, vă promit, veți vedea unul care să lămurească și să vină cu idei și cu soluții pentru dumneavoastră. Vă salut cu mare drag de la Iași, domnule Călin Georgescu. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc. Ca să trăim în lumea breaking news-ului, vreau să vă spun și dumneavoastră, să le spunem și privitorilor, la acest moment în Parlamentul European, Parlamentul European a fost evacuat, sunt o serie de protestatari, curzi, așa au transmis inclusiv europarlamentarii noștri, e o situație de negociere, iată, Europa în criză, cred că ne aflăm și la București, se ascut cuțitele între PNL și PSD. Și pentru început, domnule Călin Georgescu, aș vrea să abordăm problema legată de OMV și de taxa aceasta pe solidaritate. Dumneavoastră aveți anvergura, experiența, s-a discutat, se discută, a iscat dispute, dar cu ce se aleg românii? De ce apar asemenea discuții? Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Da, taxa este într-adevăr de solidaritate legat de acest proiect în care nu cred total și numai că nu cred, este absolut o aberație acel New Green Deal, n-are nicio legătură cu realitatea. Am mai vorbit în emisiunile noastre de faptul că taxa pe carbon este absolut o ficțiune. Sigur că este o taxă tocmai pentru a, adică în imaginea lor, de a contribui la acel New Green Deal, pe de o parte. Pe de altă parte, evident că datorită formei aberante a contractului, statul român, dacă mai este ceva din el, dar în orice caz poporul român, nu se poate alege cu nimic. Dar foarte interesant este că OMV-ul a declarat că practic va duce sau va plăti această taxă, scuzați-mă, vă rog, nu în România, ci în Austria. Asta mi se pare senzațional. Însă, din punctul meu de vedere, oricum nu se va alege cu nimic poporul român și chiar dacă s-ar, vreau să subliniez acest lucru, ar fi o, să spunem, un aport substanțial adus, ținând cont că cifra financiară a OMV Petrom valorează cam cât 4% din PIB-ul României, cam asta este ideea, nu se alege nimeni cu nimic, pentru că banii nu sunt direcționați, nu doar aceștia, ci toți care au fost în ultimii zeci de ani, nu s-au direcționat către poporul român, ci s-au direcționat către un sistem oligarhic la vârf. Prin urmare, ce pot eu să vă răspund la această întrebare mult mai concret este că nu, și mai ales ce aud în media foarte des, nu se pune problema de stat minimal sau de stat maximal, ci problema se pune că el să nu fie oligarhic. Ori atâta timp cât proprietatea este în mâna a plutocrației, ca să spun așa, în România, și nu se înțelege că orice am face, repet, orice am face, până nu se schimbă sistemul, nu se poate face nimic. Și în cazul acestei situații cu OMV Petrom și în orice altă situație s-ar pune pe masă, evident, toate la nivel de jecmănire și de hoție, la adresa statului român sau poporului român, mai curat spus, nu se poate face nimic pentru că sistemul este conceput greșit. Adică atâta timp cât proprietatea este în mâna unui stat oligarhic, ea nu poate să confere libertate care este dată doar de proprietatea productivă la răspândită în mâna poporului, subliniez acest lucru. Deci cum am dat-o, cum am luat-o, nu poate să existe niciun beneficiu, repet, pentru că sistemul este conceput greșit. A fost sistemul comunist în care toată puterea, ca și bogățiile, după cum știți foarte bine, se concentrau în mâna unor indivizi aflați în frunte, da? Da. Iar astăzi, în așa zisul capitalism, se concentrează în mâna unor grupuri de interes, da? Care practic au căpușat întreg statul român. Și unii și alții au avut întotdeauna o singură problemă, ca proprietatea să nu ajungă în mâna
oamenilor care muncesc. În cazul nostru, ca să vă dau un exemplu, țăranul român sau antreprenorul român. Țăranul român era problema, era capitalistul perfect care era problemă și pentru capitalist și pentru comunist. Pentru că el avea toată acțiunea lui economică, o avea în curte. O avea în curte odată prin, în grajd, unde era fabrica de lapte, în spatele Da. grajdului era grădina de legume, unde era piața lui, și prin urmare nu mai vorbesc de livada de fructe, unde iarăși era piața de fructe. Deci, din punctul de vedere al celor care doreau să controleze, e foarte important ce vă spun, o țară, el nu trebuia să supraviețuiască. Și atunci a fost desființat. A fost desființat. Vă rog să ne amintim și cu ocazia asta telespectatorilor că în Așa. 1990, vă amintiți, s-a dat o largă răspândire a proprietății private. Vă amintiți? Da. O singură excepție care, de fapt, a fost foarte ticluit făcută de o mână absolut sadică ca și concept, și anume le dăm pământul, dar nu le dăm cu ce să muncească. Și prin urmare, proprietatea privată a fost distrusă. În momentul în care ea nu există, tu nu ai cum să ai, în primul rând, democrație. Iar democrația economică este strâns legată de democrația politică. Așa au făcut-o părinții Americii, de la fondare, fie că vorbim de Thomas Jefferson sau vorbim de Lincoln, deci toți au gândit proprietatea productivă larg răspândită. Și de asta i-a fost frică lui Jefferson, asta a fost frica care l-a dominat tot timpul, ca poporul american să nu ajungă la un pas de oligarhie în care practic să pauperizeze o țară întreagă, să se proletarizeze oamenii și să fie doar un grup de oameni bogați la vârf care să controleze tot. Asta trăim astăzi, de fapt, domnul Cuțar, la nivel mondial. Cei care iau deciziile sunt o mână de oameni, foarte puțini, care dețin bogățiile lumii și, în esență, vedeți foarte bine că toți sunt legați de aceste corporații, pentru că corporațiile, în esență, controlează întreg sistemul într-o țară. Noi, neavând proprietate privată productivă, Da. deci ca oamenii să fie liberi, gândiți-vă ce ar însemna o proprietate agricolă sau de orice alt gen în mâna unei familii. Administrată bine, el are tot ce-i trebuie din acea proprietate. Tocmai. Iar statul, evident, dacă este un stat, cum spunea Eminescu, în care țăranul este împuternicit și spunea mai mult de atât, împăratul țăran, cel care conduce, stă seara de vorbă cu țara, atunci este de înțeles la ceea ce am spus dintotdeauna și pentru ceea ce mă lupt permanent, ca puterea să fie în mâna întregului popor, nu doar în mâna unora. Dacă este în mâna unora, atunci colapsează întreaga economie. Vă rog să, de asemenea, să realizați că cei care s-au îmbogățit, așa este, bogătași peste noapte în zona Monaco, Elveția sau pe unde mai sunt, cum s-a tot vehiculat această poveste, nu s-au îmbogățit acolo, domnul Cuza. S-au îmbogățit în România. Nu s-au dus în Germania sau Monaco și au făcut acolo averi pentru cât au muncit. Nu. Acolo doar mișcă fondurile și patria lor este acolo unde stau banii în cont. Dar banii au fost făcuți pe spatele poporului român. Despre asta vorbim. Ori în cazul OMV Petrom este absolut același lucru. În primul rând că acest contract este răvășitor și devastator pentru întreaga țară românească. Deci acest contract, în primul rând, nu trebuia să existe. Faptul că există această suprataxă astăzi, cum vă spuneam, e pe baza unui proiect care oricum este fals, și pe baza unei situații în care oricum ar fi, nu beneficiază nimeni din această suprataxă care, cum vă spuneam, oricum este inutil. Din stat este inutil. Da.
Mergând mai departe, sunt ani și inclusiv debutul lui 2023, face domnule Călin Georgescu următoarea situație. Politrucii noștri ne împrumută și ne împrumută nu doar pe noi, pe urmașii noștri, pe stră-stră nepoții noștri. Nu mergem pe premisa de autarhie, de lucruri care să nu țină de o economie liberă. Dar totuși, și asta a fost total netransparent, actualul ministru de finanțe, dăm exemplu domnului talentatului, domn Căciu. Ne-am împrumutat odată. Nu s-a justificat de ce ne-am împrumutat, pentru că vreau să ne întoarcem și la problemele apărute în perioada Orban, nu mai vorbesc de Câțu, și ne-am împrumutat la o dobândă care nu e deloc favorabilă pentru noi. E, cu ce se aleg românii din această stare de fapt? Vă rog. În primul rând, economia se bazează pe banul cămătăresc. Asta, de fapt, e definiția. Deci noi în niciun caz nu avem o economie solidă atâta timp cât noi trebuie să ne împrumutăm ca să menții bruma de monedă națională care există. Dar, în principiu, toată economia se bazează pe banul cămătăresc, care nu a fost. Vreau să-mi dați un exemplu, toate că n-aveți de unde, dacă ai idee, în ce s-au băgat ca investiție, vreau să spun, productivă vreodată în bani. Nu. Ele au acoperit, ori au acoperit băncile străine legate de situația financiară din lume, ori au fost acoperite pensii, salarii sau mai știu eu ce, sau pe de altă parte și foarte bine că au fost deturnate pe alte culoare. Dar ele nu a văzut nimeni vreodată din acești bani împrumutați la ce au fost utilizați. Eu nu am văzut. Putem să întrebăm amândoi acest lucru. Da, dacă puterie. Există vreo fabrică în România care s-a creat cu acești bani, dacă se există vreun teren agricol larg de producție, dacă s-a dezvoltat cumva portul Constanța, dacă au început, nu știu, construcția de nave, dacă s-a făcut o industrie de mașini, dacă, m-ați înțeles, deci nu este nimic din acest punct de vedere. Nu este niciun obiectiv industrial care să poată să fie notat concret din bani împrumutați în toată această perioadă. Ori, atât timp cât este banul cămătăresc, banul cu camătă, evident că asta nu poate să ducă la nimica bun. Vedem tragedia din Turcia, din Siria, am văzut și în România, iată, două seisme. Totuși de 33 de ani n-am făcut nimic, autoritățile responsabile. Acum ne-am apucat așa, apar declarații bombastice, am văzut că și premierul Ciucă dintr-o dată vrea reabilitare, vrea consolidare. Tărească Dumnezeu să se întâmple un adevărat dezastru de genul celui din Turcia, din Siria, pentru că am fi total nepregătiți. Au ignorat, domnule Călin Georgescu, complet siguranța românilor, o grijă față de construcții, care nu vreau să mă gândesc, apropo de scandalul din Turcia cu acei constructori care nu au respectat anumite norme, mă îndoiesc că în România suntem atât de corecți noi și să fi respectat. Nu se întâmplă nimic din acest punct de vedere și e vorba de siguranța familiilor, de siguranța românilor, de siguranța unor oameni care poate și-au făcut credit la bancă, au plătit 100.000 de euro și se trezesc că acel bloc e sub risc seismic. Într-adevăr, problema este foarte complexă, dar ea comportă două observații ca răspuns. Prima este cea legată de faptul că, așa cum sesizați, nu doar media românească, ci în mod special guvernul, nu se raportează decât la Turcia și deloc la Siria. O, da. Deci aceasta este o chestie foarte gravă, pentru că, indiferent de ceea ce ai veni pe masă spunând că sunt sancțiuni impuse Siriei care oricum ar fi, nu fac obiectul în drept internațional legat de ceea ce se întâmplă acolo. Dar, indiferent, repet, aici discutăm de omenie. Da. Atâta timp cât guvernul României astăzi nu are omenie, el nu se mai poate raporta la poporul român. Cu alte cuvinte, declar astăzi foarte precis și clar, guvernul României nu există. Nu există. Atâta timp cât tu nu poți da dovadă de omenie, tu nu îți anihilezi propria bază de existență. Așa ceva nu se poate. Nu poți să faci comparații între copiii sirieni și copiii turci. Sunteți de acord cu mine. N-ai cum să faci așa ceva. Nu ai cum să pui
viața unui om din Turcia mai presus de viața unui om din Siria. Nu poți să faci așa ceva. Aici este viață, este vorba de umanitate, este vorba de omenie, ceea ce nu există în acțiunile care se întreprind astăzi. Și neexistând, este absolut clar că nu ai cui să te mai raportezi cu absolut nimic. Deci, din punctul meu de vedere, Guvernul României și-a încetat total activitatea, dacă cumva am mai vrut o activitate până ieri alaltă. Asta este prima observație. A doua observație, categoric, că oricum știți foarte bine, nu s-a apelat cu nimic la bunăstarea familiilor, a țării, a oamenilor, deci cu atât mai mult la securitatea în caz de cutremur pe un areal, așa cum știm foarte bine, pe care suntem așezați cu risc seismic destul de pronunțat, așa cum știm din istorie. Însă, evident că toate demersurile verbale momentan ale lor sunt inutile, pentru că, pe de o parte, nu au cu ce să facă asta nici dacă ar vrea. Da. Pe de altă parte, tot ce s-a construit haotic în ultima perioadă de timp, nimeni nu știe cum s-a făcut acest lucru, pentru că toate avizele și tot ce s-au dat, știți foarte bine că s-au dat haotic. Iar pe de altă parte, toate clădirile vechi, nimic nu a fost întreținut și nimic nu a fost asistat în așa fel încât să aibă un grad sigur foarte mic legat de riscul unui eventual cutremur. Din datele pe care le-am văzut și eu ca și dumneavoastră, aici discutăm de peste 6.500-7.000, Doamne ferește, de morți, cel puțin pentru București, la o eventuală, la un eventual dezastru de acest tip, de acest tip, cu zeci de mii de clădiri care pot fi avariate, conform cel puțin a ceea ce ISU, București, Ilfov, a declarat numai ieri. Problema nu cred că se mai pune sub forma asta, suntem total în mâna lui Dumnezeu și neexistând un guvern și practic un stat, toate aceste demersuri verbale sunt absolut inutile, pentru că ele nu pot servi nimănui. Nu se va face absolut nimic, sunt convins, și mai ales, subliniez, nici n-au cu ce să facă acest lucru. Pentru că visteria este goală, ei nu mai au nimic. Deci toate lucrurile astea sunt absolut haotic amplasate, pentru că discutate, pentru că oricum nu-i mai crede nimeni. Gândiți-vă și noastră, cine poate să-i creadă că ar face așa ceva? Când ei dau dovadă de lipsă de umanitate legată de, nu doar de Siria, putea să fie orice țară de pe glob. Da. Orice țară. Oricine putea să fie. Nu? Nu poți să faci așa ceva. Este imposibil. În urmare, chiar nu ai cu cine să discuți la acest capitol. Adică noi suntem în poziția în care trebuie să înțelegem bine, în care trebuie să ne concentrăm în schimbarea de sistem, în alegerile care vor veni, în preluarea, practic, de oameni conștienți, consecvenți și patrioți adevărați a administrării centrale și locale în România. Asta este ideea. Până atunci, însă, față de situația existentă, în primul rând, gândiți-vă, societatea civilă nu mai are niciun fel de poziție, nu mai poate să mai intervină cu nimic. Deci totul depinde de ceea ce spune presa, este singurul câine de pază. Mă rog, cei care sunt liberi, evident. Da. Nu putem să generalizăm, apropo de presă. Dar cert este un lucru că nu mai există niciun fel de legătură între guvern și cetățeanul român. Despre asta vorbim. Punct. Din păcate, aceasta este tragedia. Dar iată o altă veste ce ne vine de la Bruxelles și, repet, nu vreau să discutăm decât despre realități, despre lucruri sănătoase. Avem mare dezbatere, noi avem probleme sociale grave și iată vine o directivă de la Bruxelles, domnule Călin Georgescu. Am văzut și șeful ANPC, unde plasăm gândacii pe rafturile din hipermarketurile noastre, din magazinele noastre. Am înțeles, povestea a început, cum vaca sărmana, prin ceea ce face ea, poluează. Porci nu. Cum poți veni și poți schimba
ceea ce trăiesc acești oameni în acest spațiu de-a lungul sutelor de ani. Adică progresismul acesta, domnule Călin Georgescu, merge mai departe? Impunerea aceasta? Eu înțeleg poate în Asia, pentru că e o cultură, e o tradiție culinară, acolo se mănâncă și tot felul de alte lucruri decât cele clasice pe care le știm noi. Dar de aici și până a impune, păi unde, până unde zguduim sănătatea, normalitatea, tradiția, firescul vieții românilor? Tragedia este că orice poți să faci cu oameni care sunt însclavagizați. Asta este ideea. Cu o spălare masivă a educației și în care am văzut foarte bine ce s-a întâmplat acum 2 ani de zile, 2 ani și jumătate de fapt, în momentul în care a venit această pandemie și în care nu e vorba doar de România, domnul Cusan, o lume întreagă a căzut în genunchi la un semn. Deci aici totul a fost foarte bine calculat, pentru că principala piesă de răspuns la întrebarea dumneavoastră, clară și precisă, o reprezintă lipsa de educație. Omul se raportează strict la ceea ce îi spune guvernul și care îi spune, evident, în tonul manipulării clasice. Greierii trebuie lăsați să cânte, domnul Cusan. Ei, asta este menirea lor. Nu au alte meniri. Cine vorbește de altceva, nu știe ce spune. Tema nu este asta că ei vin cu așa ceva, ci cine pactizează cu asemenea acțiune sau cine se angajează că ar cumpăra o chestiune de ordin absolută care ține de, de psihoză, nu mai ține de altceva. Am văzut, sigur, fel de fel de apariții ale globaliștilor în acest sens, însă eu am spus acum ceva timp și vă spun și acum, oligarhia globalistă este deja prăbușită. Aici sunt ultimele eforturi care se fac și care încearcă să domine prin frică o lume întreagă. Pentru noi este important conștientizarea, să luptăm de a deveni conștienți în fiecare clipă, pentru că în fiecare clipă putem cădea. Aceasta este mesajul pe care eu îl transmit astăzi. Dar foarte important în același timp este modul în care oamenii se unesc în cuge și simțiri, ca să spun așa, și participă în mod efectiv la libertatea lor prin a spune nu. Am mai discutat, cred asta, la emisiune plină cu dumneavoastră, oamenii trebuie să spună nu. Dacă spun da, evident că știți cum e. Este, îți asumi, ca să zic așa, acest dezastru, așa cum îți asumi atunci când te duci și iei un aliment de pe rafturile magazinelor. Tot aia este. Și nu participi la ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu, gospodăria țărănească, satul românesc, produsele locale și care sunt din plin piețele care sunt aproape goale pentru că lumea se duce la supermarket. Am văzut asta cu ochii mei și nu în puține locuri. E adevărat că și în altele depinde și de zonă și de situație. Piața este asaltată de oamenii locului. Dar sunt și piețe care sunt semigoale pentru simplu fapt că oamenii se duc la supermarket. În cazul de care vorbim, aici e o chestiune absolut de ordin satanism patologic, o să spun, care nu are nimic de a face cu viața însăși. Deci nu am ce să comentez la chestiunea asta decât că vorbim de acțiunea unor psihopați. Ca de altfel în tot ce s-a întâmplat până acum, care nu are nimic de a face cu viața umană. Totul a fost un fals și continuă cu aceste falsuri și cu aceste măsuri de brubetă care nu fac decât să jignească până și auzul. Nu mai vorbesc de alte lucruri. Deci tema este cine poate să creadă în asemenea aberații. Despre asta vorbim. Nu există. Este din plin, este spațiu pentru toți, este hrană pentru toată lumea. Important este doar că resursele au fost furate, au fost jefuite. Asta este tema principală, nu altceva. Și practic tot ceea ce fac ei concentrează într-o singură mână. De aceea eu am spus tot timpul răspândirea și pentru asta mă rog, răspândirea largă a proprietății private productive. Aceasta este esența libertății, acesta este sensul pe care noi îl putem da. Modul în care antreprenoriatul român, țăranul român se poate dezvolta
Deci, încă o dată, am spus și la început, trebuie schimbat sistemul. Dacă astăzi, domnul Husan, Așa. nu zic de OMV Petrom, zic pur și simplu la întâmplare, vin, nu știu, un investitor străin și spun, domnule, vă dăm, nu 20, 50 de miliarde de euro să vă dezvoltați. Păi vă garantez că într-o zi au dispărut toți, nu se întâmplă nimic. Apar niște borduri și probabil niște... panseluțe. Da, niște pansuțe, vorba dumneavoastră, niște sensuri giratorii prin anumite comune. Asta este tot. Deci, noi aici discutăm de schimbare de sistem. Orice fel de discuție, pe orice temă, tot aici se ajunge. Banul cămătăresc, în esență, este cel care ține și îngroapă, practic, ține moneda când mai este ea și practic îngroapă toată economia românească, iar pe de altă parte, orice ar veni în plus, este automat redirijat. Uitați-vă la acest PNRR, nu? Da. Ați văzut un beneficiu din chestiunea aceasta? Nu există așa ceva. A fost creat în laboratoare de la Bruxelles și impus poporului român. Eu nu am văzut niciun beneficiu din chestiunea asta. Și cred că nimeni nu a văzut așa ceva. Plus că nu se știe unde există, cine l-are, despre ce este vorba, care este situația în sănătate, în comerț, în industrie. Și domnul Husan nu poate spune, sunt 33 de ani în care nu s-a ridicat un obiectiv industrial. Sunteți de acord cu mine? 100%. Doar au fost vândute. Păi, ce mai vorbim noi de povestea asta? Este, știți cum a trebuit, nu doar ignorată, ci pur și simplu înlăturată automat, pentru că, cum spuneam, este o ține de un satanism patologic modul în care acești oameni se adresează, nu doar românilor, ci lumii întregi. Despre asta vorbim. Deci toate oțiile pe care le fac sunt îndreptate clar și categoric în a reduce masiv populația lumii, asta este obiectivul principal, prin diverse mijloace. Că au făcut-o cu vaccinarea, continuă să o facă și o fac în primul rând prin frică. Frica este cel mai important element prin care poți să distrugi nu doar un om, ci o națiune întreagă. Asta este ideea. Și oamenii nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Trebuie să înțeleagă că cel mai important lucru este să știm cine suntem, să afli cine e, să cunoști cine ești. Drumul cel mai greu este către tine însuți. Nu este un lucru simplu, e adevărat. Dar pe de altă parte, trebuie să înțelegem că suntem o națiune creștină, o națiune frumoasă, o națiune care practic a contat în toată istoria umanității, am fost hotar și temelie de civilizație. Astea sunt lucruri importante. Desigur, așa cum știți, nimic de istorie, nimic din ceea ce înseamnă istorie nu se mai vorbește astăzi. Nu doar în media. Aici deja aș exagera să spun asta. Nu se mai vorbește în școală. Gândiți-vă cât este studiat astăzi Eminescu. Nu mai vorbesc de Goga, de Cioran, de Coșbuc. Coșbuc nici nu mai există. Iar despre Eminescu, știți cum e? O poezie modestă care nu... Totul este prețuit la Eminescu, dar nu este esența. Este Eminescu a spus-o. Vrem statul național, nu statul cosmopolit, adică globalist, cum este astăzi. Exact aici suntem. Exact aici suntem. Deci noi suntem astăzi în statul globalist. Este o dominație totală. Păi cine să ia orice măsură, domnul Husan, ce m-ați întrebat? Păi nu are cine. Eu de-aia v-am spus că trebuie schimbat sistemul și trebuie preluată puterea mâinilor patrioți. Cui să te adresezi astăzi? Cui să te adresezi? Că nu ai cum. Noi nu existăm, dincolo de situația cu Ucraina, la fel. Am spus-o și o repet de nenumărate ori, mai ales în această psihoză la nivel mondial. Gândiți-vă ce a declarat de curând premierul Poloniei. Scopul Uniunii Europene este ca Ucraina să învingă. Am văzut interviul, da. Corect. Păi dumneavoastră vă dați seama ce înseamnă această declarație? Este o nebunie, este o demență totală. Pentru că nu ne interesează ce se întâmplă, în sensul ăsta vă spun. Nu cine și cum se întâmplă. Ideea este că trebuie să se ajungă la pace. Și nu ce se dorește această pace. Tu nu poți să contribui. Și mai mult de atât,
Ăsta, șeful de la NATO, a Stoltenberg. declarat, poftim? Stoltenberg. Exact, a declarat de curând că nu există, nu mai există muniții pentru a fi dat. Deci acolo este o psihoză generalizată în Ucraina. Și gândiți-vă în primul rând ce efecte nocive a avut față de noi legate de dreptul la, la învățare în limba maternă, nu? Dreptul tău primar, nu? Ca egalitate în dreptul față de națiunea ta. Acum, de curând, am înțeles că tot așa acționează pe adâncirea canalului Chilia. Și Băstroie cer ucrainienii prin Uniunea Europeană. Adică Uniunea Europeană a devenit portparolul acestei acțiuni. Dom'le, adică sunt lucruri care sfidează, nu bunul simț, orice element de demnitate umană, de apreciere. Păi suntem o națiune aici, nu, cum suntem? Nu suntem un teren viran. Adică suntem nomazi în propria noastră țară, am ajuns. Despre asta vorbim. Din Deci păcate... toate aceste chestiuni sunt absolut, repet, inutile atâta timp cât statul nu mai există. Și ăsta este un semnal grav de alarmă, să știți, pe care societatea românească trebuie să înțeleagă. Oamenii trebuie să se revolte. Oamenii trebuie să înțeleagă că suntem conduși de niște psihopați care vor rău poporului român. Despre asta vorbim. Nu este o situație de joacă aici. Atâta timp cât practic noi nu mai avem nici mai să pune problema de patrioți la vârful statului. Orice fel de comentariu, și dacă am venit noi cu soluții acum, cu toate că au fost permanent soluții, și la ce am vorbit noi și ce vorbesc alții, toată lumea propune. Păi oricum nu se ascultă nimic. Ia o agendă care le vine din afară și pe care o respectă întru tot. Nu este niciun fel de atitudine. Păi uitați-vă la situația cu OMV Petrom, apropo de prima dumneavoastră întrebare. Cum? Păi președintele țării trebuia să dea cu ei de pământ în secunda 2. Cine sunteți voi, domnule, să plătiți taxa asta în Austria? Cum adică? El a cerut clarificări. Păi ce clarificări cer tu? În sfârșit, nu da, este un... sunt adevăruri, sunt întrebări, din păcate... Da, e timpul ca cetățenii să se trezească, dar vreau să vă provoc și la următoarea situație. Cred că ați urmărit-o. Încep de la publicația americană, celebra publicație americană New York Times, a cerut Comisiei Europene să publice convorbirile avute de Ursula von der Leyen cu șeful Pfizer. Pe de altă parte, cred că ați văzut zilele acestea, în scandalul acesta Qatar Gate, au mai fost reținuți încă doi europarlamentari. Este vorba de un belgian și vorba de un italian. Dar tare mi-este teamă mie, domnule Călin Georgescu, că acesta este doar un vârf al unui iceberg care, trist este pentru că asta a ajuns să fie Uniunea Europeană astăzi, iceberg care e putred până în măduva oaselor, dacă îmi permiteți această expresie neacademică, de sus până jos. Uniunea Europeană este un, să spunem, un proiect sau un vehicul, cum vreți să luați, care deja este în pragul colapsului. E o chestiune de probabilitate matematică aici. Nu mai există viitor pentru acest club. La tot ce s-a întâmplat până acum. Ce mi-a spus dumneavoastră ca exemplu sunt unele dintre cele care, da, cine știe cum au putut să iasă publice. Dar, în esență, și dacă am luat care au fost beneficiile, păi nu a fost niciun beneficiu. Niciun. Noi, practic, ne redirecționăm banii noștri pe niște, așa zise, proiecte. De fapt, sunt niște, mă rog, niște acțiuni dirijate pentru așa zisa noastră bunăstare. Dumneavoastră nu ați văzut cum s-au făcut săli de sport în pantă, terenul de fotbal în pantă, prin comune, prin țară. Lucruri absolut inutile care s-au desfășurat în decursul timpului. Inutile, pur și simplu inutile.
foarte puține dintre cei care au beneficiat cât de cât și face socoteala că demersul a fost foarte greu, țin să vă menționez. Pentru că te punea să contribui tu până când îți dau ei banii. Nu știu dacă știți povestea, cam așa se derula operațiune. Deci tu luai proiectul, contribuiai cu banii tăi și îți dădeau ei după aceea. Adică, practic, tu îți investeai, dacă nu aveai, ce făceai? Da, da, da. Deci tot procesul a fost foarte calculat, gândit, în așa fel încât să te supună. Deci nimic din ceea ce a contat în expresia că ne dezvoltăm, nu stă în picioare în acest moment din privința, din partea Uniunii Europene viitoare la România. Despre asta țin să spun. Ori, ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, referitor la aceste, mă rog, relații, sigur, nu tocmai în regulă între Pfizer și Uniunea Europeană, vă dați seama câte sunt și altele, sunt practic vârful icebergului la ceea ce poate să fie în spatele lor. Deci este o instituție care de departe nu mai răspunde, nici nu știa care a spus vreodată statelor membre. A fost pur și simplu un aranjament al unui club care era clar dirijat tot de către un sistem oligarhic la nivel mondial. Despre asta vorbim. Este același lucru pe care vi l-am spus legat de țară. Deci, încă o dată, sigur, astăzi, așa este, discutăm clar în toată lumea, așa am prezentat și eu în cartea mea Marea Renaștere, de aceea a venit și Rainer Filmisch aici în România, împreună cu mine când am lansat cartea, și în același timp și cartea lui Robert Kennedy, Adevărul despre Fauci. Teza principală, asta a fost sistemul oligarhii mondial care trebuie înlăturat. Deci asta a distrus practic o lume întreagă. Asta pe de o parte. Și al doilea lucru, de ce am scris această carte? Pentru a da un semnal de alarmă că singura modalitate, subliniez singura, nu este alta. Așa au făcut-o părinții Americii, așa au făcut-o Nicolae Iorga, așa au făcut-o Magiarul în România, este clasa de mijloc. Atâta timp cât clasa de mijloc este distrusă, și vă întăresc cele spuse de mine, clasa de mijloc, cel puțin România, aproape că nu mai există. În momentul în care ai distrus clasa de mijloc, ai distrus o țară. Pentru că oamenii nu mai pot fi liberi, ei sunt total dependenți de un sistem oligarhic. Iar obediența celor care astăzi conduc România s-a văzut foarte clar și se vede în ultimii ani, cel puțin, în ultimii 4-5 ani cu predilecție, i-a transformat în torționari deja. Legat de, uitați, de cutremur, ce mi-a spus. Păi, doamne, astea sunt chestiuni, domnul Husanu, nu știu dacă nu e vorba de ei. Asta era chestiune care trebuie să se întâmple din prima zi. Deci tot ce vedem noi, nu trebuie să ne raportăm doar la cei care astăzi reprezintă guvernul, evident, pe o perioadă cât mai îl au de dus, ci tot ce s-a întâmplat în ultimii 33 de ani, de la primii până acum, de la faptul că s-a spus și foarte bine că industria românească este bună de fier vechi, și terenurile, și know-how-ul, și astea unde stau? Unde există? Zona de minerit. Păi gândiți-vă ce ar fi însemnat că noi astăzi să avem în primul rând producția de minereuri, să fi avut Republica, să fi avut tractorul. Doar așa, ca idee, vă spun. Da. Nu? Ce ar fi însemnat agricultura românească? Ce ar fi însemnat să fi avut navele în portul Constanța? Producția de nave, aveam 400 de nave. Astăzi, când este mai, să vă spun, cine are astăzi comerț naval, este rege. Este rege, încă o dată vă spun. Nu mă joc cu vorbele. Noi nu mai avem nici una. Culmea că toate merg pe sub alte steaguri internaționale în lume. Deci nu a fost vorba de fier vechi, ci a fost vorba de trădare de țară. Ori așa se pune problema. Nu ne referim la băieții ăștia care sunt acum, că ce fac ca să întărească, nu știu, clădirile și riscul să fie cât mai mic. Păi ce să fac? Păi nici nu au cu ce să fac. Aici este o rezultantă a unei acțiuni practic împotriva statului român și discut
clar și la obiect, o să mă mai auziți că o să Da. revin pe această ce vă spun acum, discutăm de o acțiune antiromânească. Noi vorbim de antiromânism. Și traghei cu ce face Uniunea Europeană? Păi aici noi vorbim de antiromânism total. Păi ce mă interesează pe mine cei în celelalte țări? Atâta timp cât țara mea și poporul meu este distrus. Sunt alături de poporul meu în acest drum greu, foarte greu, dar care îl putem schimba către prosperitate și demnitate atâta timp cât vom înțelege, în primul rând, că trebuie să schimbăm sistemul și trebuie să aducem oamenii, în primul rând, de caracter, moral, oameni patrioți, care să poată conduce această țară către demnitatea ei. Cui să te adresezi astăzi? Este inutil, e ca și cum aș adresa unui zid. E același lucru. Poate l-am înțelege chiar mai mult decât mă înțeleg ei. Aici discutăm de un antiromânism clar și precis. Nu discutăm de altceva. Mai vine, hai că știți cum e, în fiecare zi, dacă ați observat domnul Cusanu, Da. tot timpul apar niște, cum se cheamă, niște petarde. Ola. Nu? Astăzi vorbim de implicarea Pfizer în, s-a descoperit cu Uniunea Europeană și faptul că OMV-ul nu plătește nu știu ce taxe. Mâine o să apară altă situație, cu nu știu ce școală, de fapt este un școala X de nu știu unde, în ce oraș, și de fapt un trafic de droguri permanent. Sau nu Da. știu la ce graniță, nu știu ce se întâmplă și ce oameni erau îmbarcați noaptea în tir și erau duși ca salahori nu știu în ce țară. Tot timpul o să apară ceva. Temele sunt foarte clar și precise. România astăzi nu mai există. Noi discutăm de o nouă Românie, domnul Husan, întemeiată pe munca și demnitatea înaintașilor și a strămoșilor, așa cum ne-au lăsat-o ei, pe care noi trebuie să o dăm copiilor noștri. Copiii în România astăzi nu au niciun viitor, nici unul. Școala românească, în primul rând, nu mai există. Acel proiect, așa zis proiect, mă scuzați, vă rog, cum o să... România educată. Care România educată? Noi suntem la analfabetismul dinainte de al doilea război mondial, domnul Husan. Cum să vii tu cu România educată când tu însuți ești needucat? Cel care l-a propus, evident. Ironia, tocmai. E corect, vorba dumneavoastră. Și vorbim aici. Păi România este la pământ. România produce pe bandă rulantă analfabeți. Punct. Asta produce școala românească. Analfabeți. Avem 40% analfabeți funcționali, 12% analfabeți clasici, așa, 15% este cum se cheamă asta, abandonul școlar, păi vorbim de peste jumătate din țară analfabet, domnul Cusan. Păi realizați ce se poate face la un vot cu așa ceva? Oho, dramatic și Păi, manipulatoriu, bineînțeles, că asta se și despre dorește. asta vorbim. Ce, ăștia n-au nici, nici, și nu înțeleg nimic, că nu înțeleg nimic din diplomație, din arta de a construi. Păi noi astăzi am fi avut o șansă teribilă. Vă spun încă o dată, și bine, încă o mai avem și am toată încrederea că o vom prinde. De a ne recupera teritorii, de a avea o poziție în care să ne recuperăm tot ce am pierdut în ultima sută de ani. Totul se poate recupera cu voință și mai ales pe această zonă de instabilitate mondială, subliniez, care există astăzi. Și mai ales ce este în regiunea noastră. Noi puteam să fim principalul pol al puterii diplomatice, diplomație continuă, cum se cheamă, așa cum am moștenit-o de la marii noștri înaintași, pe care o puteam să fie, putea să fie vârf de lance în tot ceea ce România putea să construiască în această perioadă. Nu există pentru că nu se vrea și nici nu știu să o fac. Uitați-vă cât de obedienți sunt puterilor străine, cel puțin Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe nici nu mai există, este doar cum se cheamă asta, un apendice în mâna celor care decid internațional. Este o sinecură în mâna lor, nu este altceva. Acolo nici nu mai există artă diplomatică, nici nu mai putem vorbi de diplomație. Atâta timp cât tu ești capabil să spui nicăieri nimic. Noi nu avem nicio poziție internațională în nicio situație. Doar se acceptă tot ce se spune. Asta face Ministerul de Externe. Ia notițe și transpune în practică ce primește din afară.
Ce minister de externe este? Nici nu există în primul rând ca denumire. Deci aici suntem și ne mirăm că, păi, cum adică o țară bogată cu oameni săraci? Asta este România astăzi. În continuare bogată, în ciuda tot ce s-a furat. Însă totul se va recupera la loc. Vă spun asta clar și precis. Totul se va recupera. Și toți cei care au furat vor aduce înapoi în țară. Lucrurile nu vor rămâne așa. Sub nicio formă. Nu este timp de plânse și de bocet. Este timp de acțiune și în special soluțiile, am spus atâtea ori, am spus-o și la dumneavoastră în emisiune, se fac din atitudine. Atitudinea face jocul. Atitudinea face mersul în care ne aflăm. Nu putem accepta la nesfârșit această situație. Este de neimaginat. Nu? Un antreprenor român astăzi care duce greul, tot greul, domnul Cusan, a fost dus de antreprenorii români, ăștia care au mai rămas. Ei și angajaților, atenție, Da. pentru că angajaților sunt pregătiți, pentru că omul ăla plătește din buzunarul lui, plătește angajații. Nu ca la stat, unde știți bine cum e prin administrațiile locale. Au crescut de câte 50, 80, 100 de ori personal. Antreprenorul român este cel care a riscat totul și a vândut ce a avut și pe agoniseala lui a ridicat o mică afacere, indiferent că se numește o gogoșerie sau o firmă de transport. Nu contează. A făcut-o el, cu mâna lui. Sau creează ceva, sau structurează ceva cu mâinile lui. Ăștia sunt oameni redutabili. Ăștia sunt oamenii libertății. Ei trebuie sprijiniți. Pe ei mă bazez. Pe cel care știe să bată un cui bine, pe cel care știe să taie un lemn bine. Așa sunt oamenii viitorului. Ei sunt baza construcției României. Nu? Bineînțeles că nu trebuie neglija nimeni. Nu apostrofăm pe nimeni, nici măcar pe cei care lucrează în administrația locală sau centrală. Dar ei, la rândul lor, trebuie să conștientizeze că sunt doar niște unelte în mâna unor obedienți. Despre asta vorbim. Cum priviți situația din Republica Moldova, domnule Călin Georgescu? Aveți experiența, știți ce înseamnă negocierea, diplomația? Actualul președinte a anunțat, nu știu pe ce s-a bazat, că, iată, Federația Rusă plănuiește o lovitură de stat. Oare așa să fie? Sau Da. iarăși venim și ascundem niște realități, ascundem un eșec? Pentru că trebuie spus, Maia Sandu nu mai e văzută bine de către cetățenii Republicii Moldova. Nu e nicio conspirație aici, pentru că a eșuat. Sunt acolo acuze, relații clientelare, persoane dubioase promovate și nivelul de trai din Republica Moldova este la pământ. Sunt afirmații, în primul rând, scoase din joben de cei care și transmisă de persoana respectivă de către cei care îi șoptesc în ureche. Este o construcție soroșistă, pe același tipar, e ca și cum, dacă ar fi să credem, un țânțar și-a propus, scuzați-mă, un elefant și-a propus să găsească un țânțar și să-l înghită. N-ai Da. ce să povestești. Rusia nu are cu siguranță, nicio implicare în povestea asta, pentru că simplu fapt nici nu contează. Nu, ei sunt, repet, manipulări crase ale opiniei publice doar de a avea pe cineva care se pleacă către situația de acolo care este disperată, exact cum a spus dumneavoastră. Acolo discutăm de o sărăcie lucie. În Republica Moldova. Da, aceasta este realitatea acută din Republica Moldova. Ce pregătește Călin Georgescu? Știu că aveți vești pentru români. V-aș ruga și să le dezvăluiți cât puteți din constructul pe care, tocmai pentru anul 2024, îl veți pune la dispoziție românilor, tocmai plecând de la ideile pe care le-ați prezentat, având în vedere situația în care am ajuns, disoluția statului român, faptul că nu ne mai reprezintă nimeni, faptul că mă uit acum, e și amuzant, dar e și sfidător.
la acest joc politic pe care îl vedem, la cel puțin din partea celor două partide care se află la guvernare, care n-au făcut nimic și care se ceartă pe Ciolan, pe ministere, pe de 9 ani România educată. E penibil, e jenant, e sub orice critică. Așadar, ce le propune Călin Georgescu românilor? Foarte curând, extrem de curând, spuneți, voi anunța un vehicul politic, însă pentru această emisiune subliniez că m-am înconjurat și mă voi înconjura în continuare de oamenii care muncesc și vom reface împreună ceea ce se numește conștiința națională. Însă acest lucru și ceea ce voi oferi poporului român, voi oferi prima dată munca noastră în slujba comunității. Comunitățile care pot deveni independente, care se pot întreține, exact pe ce v-am spus, domnul Husan. O familie se poate autosusține atâta timp cât are proprietate privată și își poate lucra pământul, în sfârșit gospodăria, depinde în ce, pe ce se califică și pe ce vrea să acționeze. Nu putem lăsa lucrurile să meargă așa până când nu ridicăm spiritul unei țări către ceea ce a fost menit să fie, și anume o țară liberă și independentă. Ea se poate face doar prin proprietate productivă la răspândit. Obiectivul meu, repet, este să aduc pe cei care s-au jertfit muncind ca niște eroi, din punctul meu de vedere, de 33 de ani încoace. Ca să fie antreprenor român, vorbesc de cei reali, nu vorbesc de cei care fac afaceri cu statul, vreau să ne înțelegem bine, ăla nu mai e antreprenor. Corect. Vorbesc de cel care muncește singur, se zbate, reușește să își întrețină familia, are un profit, începe să rostogolească acest profit și pe alte investiții, începe să-și mărească compania, aduce oameni și acei oameni, domnul Husan, sunt cei mai bine pregătiți, pentru că el nu-și permite să aducă oameni slab pregătiți. Și v-am spus și de ce, pentru că îi plătește din buzunarul lui. Nu-și permite chestiunea asta. Și oamenii aceia deja formează toți o familie. Pentru că toți sunt interesați ca firma respectivă să producă. Ei sunt pentru mine viitorul acestei țări. Și alături de ei vor fi cei din diaspora, românii noștri din afara granițelor, care sunt de o importanță capitală pentru noi și care toți vor să se întoarcă în țară, și cei care sunt aici, chiar dacă lucrează în administrația publică, și care vor vedea cu ochii lor că numai sub această formă o pot duce mai bine. Prin urmare, munca trebuie să ne nobileze, munca pe care trebuie să o readucem din nou și care a fost distrusă prin acțiuni absolut grosiere, pentru că s-a distrus motivația muncii. Și vă spun că asta este ruinător. Ruinător este. Noi nu ne mai putem permite să stăm la cheremul tuturor. Acțiunile de promovarea proprietății productive la răspândite înseamnă acțiuni de libertate. Înseamnă acțiuni în care omul să simtă că este liber. Mai mult de atâta, vom face în așa fel încât orice om care vrea să-și dezvolte o afacere va fi ghidat, va fi asistat, va fi îndrumat în așa fel încât toți să poată să beneficieze de genialitatea pe care fiecare om o are în această țară. Vă mulțumesc! Și pe final să vă întreb, odată, nu vă este teamă că totuși sistemul, serviciile pe care le-am văzut în ultimii ani acționând, fie pentru unul, fie pentru celălalt, ca într-un puzzle, înlocuind pe cine nu trebuie, ar putea interveni brutal în decizia pe care românii trebuie să o ia în 2024 și cum trebuie românii să o contracareze? Pentru că văd tendințe. Se spune nu mergi la vot, că oricum nu contează, că oricum decide altcineva. Eu mă îndoiesc că dacă va fi românul la vot, lucrurile vor sta chiar așa. Corect. În primul rând și noi suntem foarte bine pregătiți, dar cel mai important lucru, când ești în mâinile Dumnezeu și Dumnezeu este cu tine, nu are de ce să-ți fie frică. Noi suntem pentru o cauză nobilă, o cauză istorică, o cauză care ține de formarea unui stat mare, curajos și de un stat de învingători care s-a format în exclusivitate pe dragostea de Dumnezeu. Noi așa am știut istoria. Chiar dacă ea se dorește a fi ștearsă astăzi, nu ne interesează. Noi avem un suflet. Aroganța și
violența mediocrității nu poate dărâma statui, în ciuda faptului că se încearcă permanent. Statuile sunt în sufletul nostru și ele ne reprezintă. Așa cum țăranii înainte îl aveau pe Mihai Viteazul alături, pe perete alături de icoane, așa sunt el, Mihai Viteazul și alții, fie că vorbim de Eminescu sau de Goga, cum vă spuneam mai devreme, toți sunt în sufletul nostru. Și ei, practic, au muncit pentru ca noi astăzi să avem destin. Iar țăranul român, că de aici vine țară și țarină, atât de mult a muncit până când mâinile lui s-au înăsprit ca noi să trăim mai bine. Noi nu avem dreptul să lăsăm așa ceva din mână. Pentru că vom fi acuzați de două ori. O dată de strămoși și o dată de copii acestei țări care se vor uita în ochii noștri și ne vor întreba mâine ce ai făcut pentru demnitatea țării mele. Mulțumesc mult, domnule Călin Georgescu. Eu vă ținem mulțumesc aproape. Foarte. Toate cele bune vă așteptăm. Știu că le veți face ieșenilor o surpriză. Veți fi foarte curând la Iași. Mult succes în tot ceea ce întreprindeți și Doamne ajută! Vă mulțumesc mult de invitație. Pe curând! Toate mulțumesc. Cele bune, pe curând. Numai bine, sănătate. Dragi prieteni, dragi români, e timpul să ne trezim. Lucrurile nu mai pot continua în această manieră și nu vorbim de conspirații, nu vorbim de tot felul de bazaconii, ci de realități. Să dăm suma acelor noastre de voință, România nu poate cădea pradă chiar tuturor și să rămână a nimănui. Depinde de noi. Fiecare trebuie să facă ce îi dictează conștiința, dar spre binele națiunii. Așadar, aici se încheie această ediție. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. În continuare, de la ora 16, programul BZI Live continuă. Colega mea, Georgiana Adam, în fața dumneavoastră, promovează zona culturală, artiști, tineri, capabili, talentați, inspirați. Noi ne vom revedea mâine, pentru că vorbim de Europa, pentru că vorbim de Uniunea Europeană. Ne reîntâlnim de la ora 14.30 cu europarlamentarul PPE, Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară România. Vom vorbi despre Schengen, dar și despre alte probleme, așa cum le vede domnia sa de la Bruxelles și ce se întreprinde, ce proiecte are pentru cetățenii români, despre rolul, rostul Uniunii Europene și fiind bun cunoscător și ceea ce se întâmplă la Est, să vedem cum vede acest conflict care ne afectează pe toți din Ucraina. Până atunci, www.bzi.ro, platformele noastre Facebook, BZI, BZI H, BZI Live, ne găsiți pe YouTube, canalul nostru BZI, și pe TikTok, nu ezitați să ne urmăriți. Până mâine, numai bine, dragi prieteni, la revedere!